Începutul unui nou an școlar a adus emoții în rândul elevilor de toate vârstele. Și la Colegiul Național Traian, curtea liceului a fost neîncăpătoare pentru elevi și părinți. De la festivitatea de deschidere a noului an școlar, anul acesta nu au lipsit nici oficialitățile. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a fost fastoasă și la Colegiul Național Traian. Sute de elevi s-au bucurat de revederea cu profesorii, iar reprezentanții unității de învățământ le-au mulțumit cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată până acum. La eveniment au asistat primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, inspectorii școlari, dar și deputatul Virgil Popescu și subprefectul Cristinel Pavel. În fiecare an, începerea anului școlar este un moment special. Este momentul în care aventura cunoașterii începe din nou, iar noi împreună avem șansa de a scrie noi povești, de a învăța, de a crește și de a ne dezvolta. Vreau să încep cu o idee simplă, dar puternică. Educația este cea mai valoroasă resursă pe care o avem. Începerea anului școlar vine cu multe emoții și responsabilități. Nu doar pentru elevi, ci și pentru părinți, profesori și chiar și pentru noi, cei care avem misiunea de a-i proteja pe copii, de a crește nivelul de siguranță în școli. Dragi elevi, ne-am pregătit să vă oferim un mediu sigur în școli, să reducem cazurile de bullying și fapte violente. Colegiul Național Traian s-a remarcat de-a lungul anilor prin rezultate deosebite obținute la concursurile școlare naționale și internaționale. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a devenit un moment încărcat de emoții pentru elevi și dascăli.